40 de antreprenori din regiunea Olteniei pot demara deja implementarea proiectelor câștigate prin programul Startup Nation, pentru că au semnat vineri, 20 octombrie anul curent, actele adiționale prin care este ridicată clauza suspensivă. Prin urmare, de luni pot începe achizițiile și angajările pe care și le-au propus prin planul de afaceri. În total, 1628 de antreprenori din regiunea noastră s-au înscris cu proiecte în programul Startup Nation. Dintre aceștia, până acum, 450 au semnat deja contractele la sediul Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, atragerea investițiilor și promovarea exportului din Craiova. 515 dosare au avut nevoie de clarificări, iar alte 207 acorduri de finanțare așteaptă încă să fie semnate. La nivelul celor 8 agenții din România vom evalua, de fapt am cam terminat evaluarea, primelor 10.000 de planuri de afaceri. Cu numărul generat de registru electronic este 10.000, până acolo ne oprim noi, la numărul 10.000 cu evaluarea. Până la RUE 10.000 avem în regiunea Oltenia 809 dosare. Pot să spun ce este foarte îmbucurător, că deja am semnat 450 de dosare până în clipa de față și până la RUE 10.000 avem undeva la un 657 de dosare care urmează să fie semnate. Ceea ce înseamnă că avem 657 de admiși. De ce mă bucură lucrul acesta? Deoarece volumul de muncă ne-a crescut de 11 ori, dar și aplicanții la programele derulate de noi a crescut de 11 ori. Programul este extrem de flexibil. Fiind flexibil, ne-a dat nouă voie să solicităm clarificări. Ca să vă dați seama, am solicitat până acum 515 clarificări prin scrisori de clarificare, la un total de 657 de dosare, deci un procent foarte, foarte mare de societăți care, în mod normal, ar fi fost respinse de la finanțare, au fost ajutate prin răspunsul la clarificări să fie admise. Evident, nu toate au fost admise în urma solicitărilor de clarificări și răspunsul la acestor solicitări, dar un procent de peste 95% a fost admis. Vă pot da o statistică pe județe. Doljul conduce în clipa de față cu 726 de înscriși, urmat de Gorj cu 230, Mehedinți 159 de beneficiari, posibil beneficiari înscriși, Vâlcea 215, nu este chiar într-o ordine, și Olt 298. Deci avem Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Mehedinți. Până la RUE 10.000, deci intrate efectiv la evaluare, avem în Dolj 403 planuri de afaceri, în Olt 145, în Vâlcea 108, în Gorj 98 și 55 în Mehedinți. Rata de respingere a proiectelor la nivelul țării este de peste 12%, ceea ce dă speranțe altor aproximativ 1000 de firme din cele rămase în așteptare că vor primi finanțare. În Oltenia, cifra de respingere pe programul Startup Nation este foarte scăzută față de anul anterior, când 80% din dosare au fost neeligibile în cadrul altui program cu finanțare nerambursabilă. Rata de respingere a programului a fost destul de mică în regiunea noastră, sub 20%. Ca o comparație, anul trecut pe programul SRL debutant am avut o rată de respingere de peste 80%. Deci cumva procentele s-au inversat. Ceea ce este un lucru care pe noi ne bucură destul de mult. Datorită volumului mare de lucru și a personalului redus din agențiile regionale din subordinea Ministerului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, termenul limită pentru verificarea planurilor de afaceri și semnarea contractelor de finanțare a fost prelungit pentru a doua oară, până pe data de 15 noiembrie 2017. În clipa de față mă avem desemnat un număr de 207 acorduri de finanțare, urmând să se semneze aceste acorduri până pe data de 15 noiembrie, fiind termenul limită de terminare a semnării tuturor acordurilor. Probabil că le vom semna mult mai devreme, sper eu că în următoarele două săptămâni să avem toate acordurile de finanțare semnate. Acum, semnarea acordului de finanțare nu este începutul derulării investiției, este doar primul pas. Pentru că toate aceste acorduri de finanțare au o clauză suspensivă, ele nefiind intrate în vigoare. Intrarea în vigoare a acordurilor de finanțare se face prin semnarea unui nou act adițional, care permite beneficiarului efectiv să dea drumul la investiție. Acel act adițional putem să-l semnăm imediat, dar este condiționat și de modalitatea prin care beneficiarul solicită banii de la noi. Există trei modalități.
și anume prin ceră de plată. Asta însemnând că el își achiziționează echipamentul cu plata la termen prin cerere de rambursare. Asta înseamnă că beneficiarul își achiziționează echipamentul plătindu-l din banii proprii, urmând ca ulterior să-și primească banii de la noi, sau prin cerere de rambursare cu credit bancar, componentă bancară. Printr-una din cele trei bănci partenere aflate în programul Startup Nation, spun că acest mecanism cu credit punct este cel mai solicitat în clipa de față, fiind societăți nou înființate, neavând un capital și un fond mare pentru investiții. Marea majoritate aleg creditul punte, care se obține foarte ușor în această situație. Beneficiarii care solicită credit bancar trebuie să facă dovada faptului că au obținut suma necesară începerii activității și doar în acel moment vor semna clauza suspensivă aflată în contract. Pentru că există trei modalități de decont efectiv, există și mai multe cazuri prin care se semnează acel act adițional care dă drumul efectiv la acordul de finanțare. Și anume, pentru cei care au investiție din bani proprii sau cu cerere de plată, putem semna actul adițional de a doua zi, nu este absolut nicio problemă. Iar pentru cei care au credit bancar, se semnează actul adițional numai după ce au venit la noi cu contractul de creditare de la una din cele trei bănci partenere. Un caz ipotetic foarte fericit, dacă își obține acordul de finanțare în aceea zi, în aceea zi pot să vină la noi să ridicăm clauza suspensivă. De ce s-a optat așa pentru act adițional? Răspunsul e simplu. În clipa când s-au început semnarea acordurilor de finanțare, noi nu aveam bani în cont, banii fiind în contul ministerului, și o mare componentă financiară a acestui program proveneau din FEN-uri, fonduri europene nerambursabile, ministerul, și anume 500 de milioane de lei. Ministerul neputând să se atingă de acei bani până când nu se aprobau proiectele depuse la Ministerul Fondurilor Europene. Neavând banii efectiv în conturile noastre, nu puteam să angajăm beneficiarii să-și înceapă cheltuielile. Era similar ca și mai emite un cec fără acoperire. Nu era legal pentru noi să facem acest lucru. Dar, pentru a sparge cercul vicios, pentru că noi, ca ordonator terțial de credite, nu putem solicita bani decât în urma unor documente cu pe niște sume exacte asumate. Și atunci aveam nevoie ca beneficiarii să-și semneze acordurile de finanțare cu noi, să vedem exact cât i s-a aprobat fiecăruia, să vedem exact cât a cerut fiecare și să avem un centralizator pentru a putea solicita sumele de bani. Indiferent de achizițiile pe care noile firme intenționează să le realizeze în cadrul implementării proiectului, antreprenorii trebuie să facă dovada prospectării pieței prin obținerea a minim 3 oferte. Odată semnate actele adiționale și odată intrate în vigoare acordurile de finanțare, beneficiarii trebuie să aibă foarte mare grijă la dosarul de achiziții. Dosarul de achiziții este răspunderea lui. Până acum, dacă era mai mult răspunderea firmei de consultanță, se întâmpla o greșeală, solicitam o clarificare, două, trei clarificări, și în cazul în care tot nu se remedia acea eroare, proiectul era picat, nu se întâmpla nimic grav. Dacă, în schimb, greșește dosarul de achiziții, se poate ajunge la dosar penal. E vorba de bani publici și criteriile sunt destul de stricte. Banii aceștia sunt extrem de bine monitorizați de către cei de la Curtea de Conturi, fisc și alte instituții abilitate. Un lucru foarte important, beneficiarii trebuie să facă dovada solicitării a trei cereri de ofertă. Asta nu înseamnă că cei care au un furnizor unic, să zicem, afacere care are nevoie de un software făcut la comandă unicat. Bun, atunci nu trebuie trei oferte. Noi trebuie să avem dovada solicitării a trei cereri de ofertă. Important, oferta câștigătoare nu trebuie neapărat să fie prețul cel mai mic, criteriul prețului cel mai mic, ci cea mai avantajoasă pentru beneficiar. Dacă el consideră că o firmă din China care îi livrează un echipament la prețul mai mic decât o altă firmă din Europa nu poate să îi livreze în termen util sau nu îi oferă garanția necesară, atunci nu este obligat să aleagă acel furnizor. Cele mai multe proiecte respinse de la finanțare în cadrul programului Startup Nation au avut ca și cauze încadrarea incorectă a activității pe care intenționează să o realizeze sau a echipamentelor ce trebuiau achiziționate conform codului CAEN pe care au aplicat. Procedura permitea aplicantului să aplice doar pe un singur cod CAEN. Atunci,
El trebuie să justifice în planul de afaceri activitatea sa și echipamentele pe care le cumpără, pe care dorește să le achiziționeze. Dacă nu le încadrează corect pe codul CAEN pe care a aplicat, nu mai primește finanțare sau acele echipamente îi se taie de la finanțare. Sunt cazuri când nu toate echipamentele sunt respinse de la finanțare, dar dacă ponderea echipamentelor scade sub 50%, atunci societatea a fost respinsă pentru că și-a asumat un punctaj suplimentar prin acest lucru. Avem cazuri de respingere tot pe criterii de eligibilitate, marea majoritate, de fapt 99,9% din respingere sunt pe criterii de eligibilitate și anume aplicanții nu respectă criteriile de admitere la acest program. Avem societăți comerciale care au acționariat persoane juridice. Nu este permis. Avem aplicanți, evident, respinși, societăți comerciale înființate anul trecut sau în ianuarie anul acesta. La fel, nu sunt admise la finanțare. Avem foarte mulți solicitanți care au greșit adresele de e-mail sau datele de contact. Când li s-au emis solicitări de clarificare, nu au răspuns în termen util și atunci, bineînțeles, că au fost respinși. Nu este vina noastră că și-au introdus datele greșite în aplicație. Cum spuneam, programul s-a desfășurat online, înscrierea online, preevaluarea a fost online și anume în aplicația RUE, Registrul Unic Electronic. Este o aplicație pe serverul STS-ului la care noi avem acces numai să citim, numai read-only. Nu se poate modifica nimic de acolo. Ce și-au asumat acolo rămâne bătut în cuie. Mulți dintre cei care s-au înscris cu proiecte nu au înțeles că trebuie să deruleze afacerea inițial cu resurse proprii sau prin credit bancar și abia apoi să primească banii prin cerere de plată sau cerere de rambursare. Astfel că, deși au avut proiecte eligibile, au renunțat și nu s-au mai prezentat la semnarea acordurilor de finanțare. Am avut vreo 15 societăți care efectiv nu s-au mai prezentat la semnarea acordurilor de finanțare. Nu înțelegem de ce. Pur și simplu n-au mai venit. Admise, au trimis datele societății pe contul bancar deschis la una din cele trei bănci partenere în vederea completării acordului de finanțare, doar că nu au mai venit să-l semneze. Sunt tot felul de cazuri. Dar principala cauză este dată de neîncadrarea corectă a fluxului de activitate pe codul CAEN pe care aplică. Și aici este în mare parte și vina firmelor de consultanță. Dacă până acum regiunea Olteniei era codașă la obținerea de finanțări de rambursabile derulate prin fostul OTIMMC, acum, prin programul Startup Nation, se află pe podium. Am încercat să schimbăm această mentalitate și să avem și noi o rată de absorție cât mai bună în regiune. Sper că am făcut o treabă bună, pentru că nu mai suntem pe ultimele locuri. Suntem pe locul 3 sau 4 la nivelul țării. Este un loc bun, ținând cont de cât de dezvoltată este regiunea. Nu, clar, nu ne putem compara cu Ploieștiul, care are și București Ilfov, în custodie, să zic așa, în păstorie, nu în custodie. Încercăm să ajutăm pe cât posibil. Acum, un alt lucru important este că cei care au aplicat și nu au intrat la finanțare, nu trebuie să fie descurajați. O componentă importantă, o altă componentă importantă a programului Startup Nation este componenta educațională. A trezit spiritul antreprenorial și în regiunea noastră. Sunt foarte mulți aplicanți, 1628. Este un număr foarte bun de societăți comerciale care au apucat să înscrie în program. Sunt mulți care spuneau că nu au mai apucat. Foarte mulți din aceștia, chiar dacă nu vor primi finanțare, nu vor să-și închidă societățile. Vor fi câțiva care se vor închide, care au deschis societate numai pentru a aplica în cadrul programului, dar marea majoritate vor merge mai departe. Și faptul că s-a trezit spiritul antreprenorial și la noi în regiune, eu zic că este un lucru bun. Prin programul Startup Nation, firmele nou înființate urmează să primească fonduri nerambursabile de maxim 44.000 de euro. Și chiar dacă până pe 15 noiembrie se vor încheia doar 1.500 de contracte de finanțare în Oltenia, acest lucru va însemna 3.000 de noi locuri de muncă în regiunea noastră. Și 4 de tineri craioveni au fost instruiți în perioada 1 aprilie, trezitatea tinerilor, nu a banilor.
34 de tineri craioveni au fost instruiți în perioada 1 aprilie-30 septembrie 2017 prin proiectul Craiova Cetatea Tinerilor, Noua Banilor, cum pot afla informații cu privire la modul în care se cheltuie banii publici. Proiectul a fost implementat de Asociația Femei cu Perspectivă din România și a avut drept scop creșterea implicării și participării. Ne bucurăm că suntem la Craiova. Consiliul de Țean Dorj a sprijinit foarte mult aeroportul și aviația civilă din România. Ne bucurăm că suntem la Craiova și pentru că aeroportul Craiova a avut o creștere impresionantă. Pentru mine este o onoare că pentru prima dată în ultimii 25 de ani de când există Asociația Aeroportului și când se desfășoară această conferință a asociației, pentru prima dată se ține în Craiova. Îi mulțumesc președintelui asociației și sper să nu fie și ultima. Eu încerc să cred și să sper că este poate și o recunoaștere a ceea ce s-a întâmplat bun în ultimii ani la Craiova. Suntem onorați că s-a organizat această întâlnire la Craiova, într-un loc unde noi încă ne considerăm în copilăria aviației, dar unde, prin eforturi deosebite și speciale, încercăm încet să căpătăm contur. Este pentru noi unul din lucrurile cu care ne mândrim cel mai mult, faptul că la ora asta suntem pe harta aeroporturilor din România, dar și din Europa. Mulțumită eforturilor făcute de dumneavoastră, pe unul Consiliul Județean, să avem unul dintre cele mai active aeroporturi la ora aceasta din țară. Sunt foarte bucuros că, iată, de atât de multă vreme Asociația Aeroporturilor există, crește și face lucruri foarte bune pentru aviație. Văd foarte mulți oameni cu care am lucrat, dar văd și foarte mulți tineri și cred că ăsta e un lucru deosebit de bun pentru aeroporturile din România, pentru viitorul aviației. Prin dezvoltarea aptitudinilor și abilităților sociale, civice și de viață. În cadrul proiectului, tinerii beneficiari s-au familiarizat cu principiile bunei guvernări, prevederile legii 544 din 2001. Anul 2017 este un an istoric pentru aviația civilă din România. Este prima dată în istoria României când traficul aerian va depăși populația României. Anul acesta vom depăși 21 de milioane de pasageri în toată România, o creștere de peste 30%. Ce este foarte important? Aviația civilă din România, aeroporturile din România, nu numai că au avut o creștere deosebită, dar este singura industrie din România care este integral la standarde europene, urmarea eforturilor făcute de Ministerul Transporturilor, Autoritatea Aeronautică Civilă, Consiliile Județene și, bineînțeles, toți partenerii noștri. Din transparența decizională în administrația publică. Au fost identificate problemele de interes pentru tineri și, împreună cu formatorul Marcel Răduț Seliște, industria aviației joacă un rol important și vital în economia națională și, în special, prin promovarea comerțului și turismului, reprezentând și un indicator exact al creșterii economice. Începând cu anul 2008, industria de transport aerian din Europa, inclusiv cea din România, s-a confruntat cu un mediu economic dificil, în mod special datorat reducerii creșterii economice. În ultimul timp, însă economiile statelor europene au revenit pe creștere, iar în ultimele prognoze indică faptul că în anul 2035 numărul zborurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene va fi cu 50% mai mare decât înregistrată în anul 2012. Reamintim faptul că inclusiv studiile efectuate în cadrul dezvoltării proiectului nostru Planului General de Transport au indicat prognoze încurajatoare în ceea ce privește România și vrem să spunem că până în anul 2020 traficul prognozat pe aeroporturile românești va fi din ce în ce mai mare. În acest context, pentru a face față acestor provocări și având în vedere importanța pentru România, zona periferică a Uniunii Europene, a menține și asigură în lipsa unei infrastructuri de transport terestru, dar îmi doresc la cel mai scurt timp,
și această infrastructură să dezvolte. Pentru perioada de programare 2007-2013, Ministerul Transporturilor a întreprins numeroase demersuri lângă Comisia Europeană, astfel încât numărul proiectelor de investiții în infrastructură aeroportuară să fie finanțate prin fonduri publice, inclusiv europene, să fie din ce în ce mai mari. Aeroporturi ca Suceava, Constanța, Craiova, Oradea, Iași, Satu Mare, Turcia, Baia Mare și Cluj au derulat proiecte de investiții de finanțare din fonduri publice în valoare de peste 200 de milioane de euro. În continuare, infrastructura aeroportuară are nevoie de investiții pentru a putea fi menținute standardele optime de siguranță și securitate promovate la nivel european și pentru a dezvolta capacitatea de procesare. În legătură directă cu finanțarea aeroportului din România, reamintesc faptul că Ministerul Transporturilor a elaborat deja în consultare cu aeroporturile o schemă de ajutor de stat pentru finanțare din fonduri europene în cadrul programului Securare de Infrastructură Mare Boin 2014-2020. De asemenea, după cum bine știți, o inițiativă importantă a Ministerului Transportului de interes pentru aeroportul din România este și nouul cod aerian. Unul dintre obiectivele pe care Ministerul le propune și care vine în sprijinul administrației aeroportoare este să reglementeze mai bine statutul zonelor supuse servituțiilor aeronautice și responsabilitatea autorităților locale în monitorizarea respectării restricțiilor impuse în aceste zone. Mai are impact multe de făcut, atât la nivelul infrastructurii, cât și al serviciilor, dar și al pregătirii personalului. După cum vedeți, tehnologiile evoluează rapid, reglementările se schimbă și cred că avem nevoie de personal care să vină în urmă, bine pregătit și care să-și asume responsabilități și să prezeze servicii de calitate. Și mă refer aici și atât la companii de stat, cât și la companii private, dar și la autorități. Și cred odată că pentru a reuși să facem toate astea, avem nevoie de o colaborare mai bună între noi. Și nu mă refer aici la persoane neapărat, doar că și relațiile interpersonale interumane sunt foarte bune. Informații de interes public ce au fost trimise instituțiilor din Craiova. Primăria municipiului Craiova a primit 6 astfel de solicitări. Beneficiarii au... După 25 de ani, autoritatea aeronautică civilă română, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul Romației, suntem pe proces de finalizare privind achiziția unui nou avion. În data de 5 vom semna contractul pentru a defini și pentru a intra în rândul țărilor moderne cu acest avion de calibrare, care va rezolva atât problema civil-militară privind verificarea echipamentelor și a mijlocelor de radionavigație TACAN, proceduri moderne satelitare, PDN, proceduri care sunt de precizie, IRSU și mă refer la precizie și nu precizie la NPD și la VOT. Lor verzi din zona centrului istoric al Craiovei, Waterpark, procesele verbale de recepție pentru fiecare obiect reabilitat a parcului Nicolae Romanescu, dar și pentru... Noi, deja cu Ministerul Transportului, avem în vedere aceste aspecte. Sperăm ca Ministerul Transportului să ne ajute la o colaborare mai bună cu CFR-ul, pentru că dacă nu vom dezvolta legătura cu calea ferată, aeroporturile din România vor fi mai puțin competitive față de celelalte aeroporturi europene. Anul trecut am trecut un an important pentru România și dacă ne-am fi aplicat, pentru că până la urmă toți suntem români și cred că toți ne dorim bine României, ne-am fi aplicat mai aproape pe acest proiect ce înseamnă metrou. Acesta a fost unul dintre factorii care au stat la baza ca campionatul european să desfășoare în România. Dacă acest proiect al metroului avea o deosebită atenție, cu siguranță puteam să spunem și de finalizarea magistralei de metrou care leagă gara de nord cu aeroportul Otopeni. Ce pot să vă spun? Că începând din ianuarie, de când am venit în Ministerul Transportului, alături de colegii mei din Guvernul României, de președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, cu toți ne-am aplicat pe acest proiect și vreau să spun că l-am deblocat. Am dat drumul la expropieri, expropierile urmează să fie făcute și până la sfârșitul anului vom avea inclusiv câștigătorul pentru această porțiune de metrou. Referitor la calea ferată, este vorba de doar 2-3 km care va lega linia existentă de cale ferată cu aeroportul Otopeni și până la începerea campionatului european o va avea finalizat. Deci ne vom încadra în termen. Cu siguranță. Școala Românească nu mai pune accent pe învățarea elevilor privind drepturile sau obligațiile cetățenești. Tinerii ajunși la vârsta majoratului și cu drept de vot nu știu de fapt cum funcționează democrația. Putem să spunem că anul acesta vom avea un număr de pasageri mult mai mare decât populația Craiovei, practic dublu față de anul trecut,
Deci ne vom duce undeva la 425-450.000 de pasageri. Luând în considerare ultimii ani, aeroportul din Craiova are o creștere de 789%. Deci a pornit de undeva de la 2-3 mii de pasageri din zborul charter și am ajuns aici și sunt sigur că anul viitor vom avea o altă dezvoltare. Avem surpriza să vedem în colțurile terminalului de plecări oameni vorbind bulgărește, vorbind sârbește, deci toată zona asta și tot bazinul ăsta de sud. Podul de peste urmele de la Calafat a însemnat foarte mult. Și vă spunem, și cred că ați remarcat, sau dacă nu vă invit, să o faceți, că s-a schimbat ceva și în această zonă de sud a țării. Avem posibilitatea astăzi să ne mândrim și să vedem și un aeroport modern. După cum știți, acum 2 ani au fost la drumul de control modern, lansat de către providerul de servicii Romanța. Astăzi avem posibilitatea să vorbim și să ne uităm în spate de unde am plecat. Vă aduceți foarte bine aminte, acum câțiva ani, de acele curse cu un pasager. Astăzi Craiova, modern, un model de colaborare între Consiliul Județean și aeroport, a ajuns la aproximativ 500 de mii de procesare, la aproximativ 500 de mii de pasageri. Suntem pe acel proces de finalizare, sunt procedurile de zbor, era făcut o verificare din zbor, am văzut acuratețea bazelor de date, așteptăm în continuare semnarea acordului dintre Romanța și aeroport privind procedurile. Proiectul Cetatea Tinerilor, Noua Banilor a demonstrat în primul rând faptul că există o nouă generație interesată de democrația, că tinerii craioveni vor să se implice mai mult în viața comunității. 5 ani după ce am construit acest terminal, ne vedem în situația de a-l extinde în primul rând, pentru că avem zboruri dimineața care se suprapun și avem la un moment dat 4-500 de pasageri plus însoțitori, bagaje, așa și nu mai este spațiu. Și în aceste condiții suntem în faza foarte avansată, adică în fază de licitație chiar, în care extindem terminalul de plecări cu partea de parcare și atunci facem o parcare nouă, iar pentru terminalul de sosiri facem un terminal nou. Așteptăm și noi cu interes să vedem masterplanul și zona aceasta de poim, unde vom putea de asemenea să depunem proiect, cu siguranță îl vom depune. Sperăm să-l luăm undeva la 50 de milioane de euro și în aceste condiții, dacă l-am luat, ne-am rezolvat o parte din problemele care mai sunt de rezolvat încă la aeroport, drum perimetral, alte lucruri care sunt mai sensibile pentru siguranța aeronautică și de asemenea să avem un terminal nou. Adică ne gândim cu toată forța că în anii următori acest terminal pe care avem acum să primească o nouă destinație sau o altă destinație pentru firmele care vor veni aici, adică tot legat de aviație, dar cu siguranță să construim altceva. Adică noi credem că din acest moment aeroportul din Craiova este, cred că, proiectul de succes al întregii regiuni. În perioada 1 iulie 2017 30 iulie. În perioada 1 iulie 2017 30 iunie. De tineri craioveni au fost instruiți în perioada 1 aprilie-30 septembrie 2017 prin proiectul Craiova Cetatea Tinerilor Noua Banilor cum pot afla informații cu privire la modul în care se cheltuie banii publici. Proiectul a fost implementat de Asociația Femei cu Perspectivă din România și a avut drept scop creșterea implicării și participării tinerilor la viața comunității prin dezvoltarea aptitudinilor și abilităților sociale, civice și de viață. A fost destul de greu să
implicăm tinerii în activitățile proiectului, șansa noastră a fost că, deși am trimis o grămadă de invitații către organizații de tineret din Craiova, nu au răspuns. Singura organizație care ne-a devenit partener la debutul proiectului a fost organizația Streets, cea care a avut un număr mare de voluntari și care chiar s-a exprimat, voluntarii noștri trebuie să facă toți acest curs. Deci majoritatea au fost de la asociația Streets și au mai fost lângă ei și studenți care au fost interesați de subiect. Am identificat și un potențial extraordinar, pentru că acești tineri își doresc să trăiască într-o altă normalitate a democrației și a libertății. Și sunt dispuși să-și asume, deși au o vârstă tânără, inclusiv, de exemplu, riscul de a fi luat la ochi de directorul instituției unde învață, trimițând o cerere vis-a-vis de transparența și modul în care au fost utilizați banii publici în școala respectivă. Este un lucru extraordinar, pentru că un asemenea curaj, din cât cunosc, în proporție de peste 80%, nu mai întâlnim în rândul cetățenilor maturi din România. Din potrivă, întâlnim o lașitate vis-a-vis de apărarea și promovarea propriilor drepturi și libertăți. În cadrul proiectului, tinerii beneficiari s-au familiarizat cu principiile bunei guvernări, prevederile legii 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și legii 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică. În cadrul cursului le-a fost prezentată atât legea 544 privind accesul la informația clare publică și legea 52 privind transparența decizională și tot ce înseamnă interacțiunea dintre cetățean și autoritatea publică. Ne-am concentrat în partea practică mai mult pe legea privind accesul la informația caracter public, de unde și acele cereri despre care vorbea Dana. Într-adevăr, Primăria Craiova a răspuns, eu am totuși aici o anumită remarcă, trebuie să ne mai uităm un pic și la fondul răspunsurilor. În general, din câte le-am văzut eu, sunt răspunsuri care conțin informațiile solicitate, dar meteahna de a, cum spunem noi, a plimba ursul, nu a dispărut. Au fost identificate problemele de interes pentru tineri și, împreună cu formatorul Marcel Răduț Seliște, s-au elaborat solicitări de informații de interes public ce au fost trimise instituțiilor din Craiova. Primăria municipiului Craiova a primit 6 astfel de solicitări. Beneficiarii au cerut informații cu privire la sumele alocate de la bugetul Craiovei pentru restaurarea sau reamenajarea clădirilor, străzilor și spațiilor verzi din zona centrului istoric al Craiovei, waterpark, procesele verbale de recepție pentru fiecare obiect reabilitat sau restaurat în activitatea de reamenajare a parcului Nicolae Romanescu, dar și pentru alte sume cheltuite de primărie. Au fost trimise către autoritățile vizate, au fost licee, Verovan, Cuza, deci foarte interesați de modul în care liceele gestionează banii publici, foarte interesați, și bineînțeles cereri către Primăria Craiova. Temele au fost diverse, de la deratizare, modul în care s-au administrat banii pentru Parcul Romanescu, parcarea de la teatru, deci pe teme diverse. Mitropolia s-a solicitat Primăriei Craiova modul în care sunt cheltuiți banii publici alocați de către ei către Mitropolia Craiova pentru Catedrala din Craiovița. Ce pot să vă spun cu surprindere este că Primăria Craiova a răspuns la toate solicitările. Deci, deși am făcut proiectul pentru Primăria Craiova, care este o instituție netransparentă, așa, au răspuns la absolut toate solicitările. Și un singur liceu ne-a mai răspuns, respectiv liceul Elena Cuza. În rest, ne-au tratat cu indiferență. Pentru oamenii politici care sunt în administrația publică, legea 544 și legea 52 sunt niște legi extrem de irritante. Și în momentul în care știi ce să întrebi, știi cum să întrebi și așezi rafale după rafale în temeia acestor legi asupra unui consiliu local, vei reuși, evident, în timp și cu sacrificii, dar nu într-un timp foarte lung, vorba și de câteva luni la un moment dat, vei reuși să-i obligi pe acești oameni să respecte ceea ce ei și-au asumat când au fost aleși de cetățeni sau când au fost angajați ca funcționarii publici. Și eu, repet, spre așa ceva aș investi masiv. România este într-o prăbușire liberă a ceea ce înseamnă democrație.
Școala românească nu mai pune accent pe învățarea elevilor privind drepturile sau obligațiile cetățenești. Tinerii ajunși la vârsta majoratului și cu drept de vot nu știu de fapt cum funcționează democrația. Există un deficit înfiorător de cultură a democrației în rândul tinerii generații. Și ei sunt reprezentativi, au fost implicați în proiecte de tineri extraordinari. Din felurite licee, nu doar din niște licee, să le numim de elită. Deficitul este înfiorător. Și am identificat chiar împreună cu ei diferite cauze. Primul rând, totala lipsă de preocupare a școlii românești pentru educație, pentru democrație, apoi pervertirea noțiunii de democrație prin utilizarea acestei noțiuni în scopuri politice la nivelul agorei românești. Fiecare se numește democrat, dar de obicei numele democrație auzim aberații. O altă cauză ar fi și familia, faptul că de multe ori părinții capitulează, n-am mai luptat pentru democrație și pentru libertățile lor. Fie pleacă din țară și muncesc în alte părți, fie își asumă o poziție de supunere în fața șefilor de la servici și mai departe, fie manifestă un dezinteres total vis-a-vis de ce înseamnă democrație, libertate. O surprinsă la clasa 11, adică la 17 ani, că ei nu știau cum spuneați noastră, ce, că are ăla președinte, care e ales, de ce nu votează pe primul ministru, că mulți că aveau senzația că îi votează și primul ministru. Și, deci era așa, mie mi s-a părut surprinzător și după aceea la clasa 8-a am avut educație civică. Și în manualul de civică ăla vechi, era un model din ăla mai vechi, aveau chestii pe care le puteai aplica pur și simplu. Și mi-am dat seama că ține foarte mult de profesor. Deci cred că dacă ar fi să facem ceva pe tema asta, ar trebui să abordăm cumva profesorii de civică, pentru că am văzut că cei de la drept mai nou predau civică, sau profesorii de istorie, mai ales pentru cei de clasă care predau la liceu, să se implice un pic mai mult și să aducă istoria asta care toată lumea o vede ceva, domnitorii și eventual daci și romani, să o aducă cumva în lumea în care trăim noi, să-i aducă și pe copii în realitate și istoria să o aducă cumva la viață. Proiectul Cetatea Tinerilor, Noua Banilor a demonstrat în primul rând faptul că există o nouă generație interesată să afle informații despre ce este și cum funcționează democrația, că tinerii craioveni vor să se implice mai mult în viața comunității și că trebuie sprijiniți. Descoperă plăcerea turismului a mobilității individuale pe două roți de-a lungul Dunării. În cele 15 județe limitrofe fluviului din România și Bulgaria, de la Mehedinți până la Constanța și de la Vidin până la Dobrich, poți acum închiria biciclete electrice în 32 de orașe. Un parteneriat puternic în componența Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri Vidin, Camera de Comerț și Industrie Vidin, Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software Oltenia și Patronatul Local al întreprinderilor mici și mijlocii Calafat a creat o rețea transfrontalieră, a oferit operatorilor 240 de biciclete electrice, 70 de stații de încărcare, 2 studii de conectivitate și 18 evenimente e-biking. Proiectul Rețeaua de Biciclete Electrice este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria. Integrare, Interact Plus, servicii integrate pentru migranți, dialog social și intercultural. Mai mulți parteneri colaborează la implementarea acestui proiect, printre care Organizația Internațională pentru Migrație, asociația aflată sub egida ONU și Asociația Craioveană Global. Proiectul se derulează pe regiuni stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, județele din regiunea Olteniei, făcând parte din regiunea 1, ce cuprinde 15 județe. Serviciile sunt oferite migranților în 3 centre regionale. Los GAL en España efectivamente este es uno de los GAL más grandes que hay en España. Se creó en el año 92. Hace poco ha celebrado sus 25 años y en su momento era el GAL más grande de Europa. Los proyectos más importantes y los que más valor son los que más establecen esta alianza entre público y privado.
Pero esto ha costado bastante tiempo y al principio se cometieron también errores. Hemos aprendido de los errores. Yo pienso que la grandeza de Europa está precisamente en la diversidad de sus naciones. Y además cada estado tiene sus propias, normas y leyes. El programa LEADER permite la cooperación territorial, tanto a nivel transfronterizo como a nivel transnacional, como a nivel interterritorial entre los distintos GAL de un mismo estado. Regionale de integrare la București, Craiova și Brașov. Prin proiect se asigură informare și consiliere pentru 1500 de persoane, sesiuni de educație financiară, precum și asigurări și servicii medicale pentru... În perioada 1 iulie 2017-30 iunie 2018 se derulează și în regiunea noastră prima etapă dintr-un proiect pe 2 ani din cadrul Programului Național Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, Interact Plus, Servicii Integrate pentru Migranți, Dialog Social și Intercultural. Mai mulți parteneri colaborează la implementarea acestui proiect, printre care Organizația Internațională pentru Migrație, Asociația aflată sub egida ONU și Asociația Craioveană Global Help. Alți parteneri sunt Asociația Ecumenică a Bisericilor din România, prescurtat AIDROM, este o asociație a bisericilor, a bisericii catolice. La fel, acoperirea lor este internațională. Ei sunt reprezentanța din România, partenerii acestui proiect. Fundația Schottner, Departamentul de Servicii Sociale, Asociația Global Help din Craiova și Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes din Brașov. Partenerii au fost aleși astfel încât să acopere întreaga zonă de județe pe care le vizează proiectul. Am oferit și oferim și în cadrul acestui proiect servicii sociale, servicii medicale și, în primul rând, informare și consiliere pentru persoanele care vin pentru prima dată în țară. Totodată am dorit consolidarea colaborării și implicării active a autorităților și instituțiilor statului, dar și a sectorului privat, mai ales în domeniul relațiilor de muncă pe care le stabilesc străinii cu angajatorii români. Proiectul se derulează pe regiuni stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, județele din regiunea Olteniei, făcând parte din regiunea 1, ce cuprinde 15 județe. Serviciile sunt oferite migranților în 3 centre regionale de integrare, la București, Craiova și Brașov. Au fost deschise 2 puncte regionale de coordonare în centrele regionale de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil, din București și Giurgiu. Acolo munca se desfășoară în cadrul instituției respective, respectiv centru de regional de cazare. Grupul nostru țintă este acela al străinilor, al persoanelor care, în primul rând, al persoanelor care sunt beneficiare ai unei forme de protecție internațională, înțelegând prin aceasta refugiați, sau persoane care, neîncadrându-se în categoria refugiaților, obțin protecție subsidiară în statul român. Un alt grup țintă pe care îl vizăm și care este mai numeros în Craiova sau în zona Olteniei este acela al persoanelor din afara Uniunii Europene, deci străini, dar care nu au statut de refugiat în țară, ci ședere legală în România, iar în Craiova cu prioritate sunt studenții străini. Totodată ne adresăm instituțiilor și autorităților statului, direcțiilor județene de sănătate, agenții județene de ocupare a forței de muncă, inspectorate școlare, primării, prefecturi, adică orice instituție cu care persoana străină intră în contact și nu întotdeauna înțelege exact cerințele și solicitările instituțiilor, astfel încât ajutorul nostru sperăm că este util.
Prin proiect se asigură informare și consiliere pentru 1500 de persoane, sesiuni de educație financiară, precum și asigurări și servicii medicale pentru 500 de persoane. Pentru Inspectoratul de Poliție Dolj, colaborarea prezentă, dar și cea din celelalte 5 proiecte de acest gen derulate până în prezent în România cu organizații de sprijin pentru integrarea migranților, s-a dovedit a fi extrem de benefică, a declarat reprezentantul instituției prezent la conferința organizată de Asociația Global Help. Mai ales pentru că, în ultima perioadă, fenomenul migrației, în special a persoanelor din afara spațiului Uniunii Europene, are tendințe ascendente. La nivelul serviciului pentru imigrați Dolj, pe lângă colaborarea foarte bună care există cu Asociația Global Help, avem diverse protocoale și cu alte instituții din cadrul Ministerului de Interne, în ceea ce privește fenomenul migraționist, care, după cum vedeți și dumneavoastră, la ora actuală se consideră o creștere a acestui, a apărut o creștere a acestui fenomen. Noi, în situația în care vom identifica și de acum înainte cetățeni străini care se află în dificultate pe diverse problematici, aspecte, vom ține legătura în continuare cu reprezentanții Asociației Global Help, să încercăm să le facem o integrare mai ușoară în societate, să încercăm să îi ajutăm să obțină acel permis de ședere care le dă dreptul să rămână legal pe teritoriul României. Dintre activitățile proiectului mai putem menționa tabere și excursii oferite copiilor și tinerilor din grupul țintă, crearea unei rețele de mediatori interculturali și a unei rețele de voluntari, precum și organizarea a 2 festivaluri multiculturale la Brașov și Craiova. Valoarea totală a proiectului se apropie de 3 milioane de lei.